Bună ziua, bine ne-am regăsit, ca de obicei, deja la întâlnirea noastră săptămânală, la periplul nostru săptămânal prin paginile Scripturii Noului Testament, la acest mic demers exegetic în Scriptura Noului Testament, în contextul în care încercăm să pătrundem puțin în sensul și în mesajul Evangheliilor Duminicale. În duminica aceasta în care ne aflăm, duminica a 30-a după Rusalii, suntem într-un context cu totul și cu totul aparte, un context dat de faptul că e o duminică ce precede serbarea și sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul românilor, și în același timp Ziua Națională. În acest context, mă gândeam că biserica rânduiește ca în această duminică a 30-a să fie spre lectură în bisericile noastre o pericopă evanghelică preluată din aceeași Evanghelie după Sfântul Luca, din capitolul 18, versetele de la 18 la 27. În calendarele noastre, dacă ne uităm, vom vedea că această pericopă poartă denumirea, așa cum observăm acolo, ca fiind dregătorul bogat și păzirea poruncilor. Pentru cel care lecturează textul biblic din Sfânta Scriptură, din Noul Testament, sau pentru cel care prezent în biserică va asculta mesajul Evangheliei lecturat de către preot, acela poate observa cu ușurință asemănarea dintre această pericopă și o altă pericopă lecturată ceva în urmă în biserica noastră, și anume în duminica 12-a după Rusalii, o pericopă care vorbea pe atunci despre tânărul bogat, pericopă care era luată din Evanghelia după Matei, din capitolul 19, versetele de la 16 la 26. În esență, cele două pericope evanghelice vorbesc despre același lucru. Un tânăr bogat, un dregător, care vine la Mântuitorul Iisus Hristos să-L întrebe ce să facă pentru a moșteni viața cea veșnică. În acest context al Evangheliilor sinoptice, mă gândeam să poposim împreună astăzi și să medităm împreună asupra versetului 23 din această pericopă. Verset care spune așa: iar el, auzind acestea, s-a întristat căci era foarte bogat. Este vorba în mod firesc de atitudinea pe care dregătorul acesta bogat, tânărul acesta bogat, o are în momentul în care află răspunsul Mântuitorului la întrebarea lui, răspuns care spune, printre altele, vinde toate câte ai și le împarte săracilor și vei avea comoară în ceruri și vino de urmează mie. În urma acestui răspuns extrem de clar, de hotărât, spune evanghelistul Luca că tânărul s-a întristat. Și asupra acestei expresii mă gândeam să poposim astăzi. În textul original apare cumva sub forma aceea de a deveni foarte trist, pentru că este folosit acolo peripios egeneto. Cuvântul acesta este în esență un cuvânt compus din prepoziția peri, care înseamnă în jurul, împrejurul, în legătură cu, și adjectivul liupe, care înseamnă întristare, tristețe, supărare. Unirea celor două, pentru a da cuvântul acesta nou pe care îl întâlnim în Evanghelie astăzi, vine tocmai pentru a arăta intensitatea sentimentului desemnat prin adjectivul respectiv. El poate fi tradus în mod firesc în limba română prin foarte trist, prin foarte îndurerat, foarte supărat sau, de ce nu, foarte mâhnit. Cuvântul își păstrează nuanța aceasta și în limba greacă clasică, dar în același timp și în greaca Septuagintei, traducerea Vechiului Testament din limba ebraică în limba greacă. Astfel, îl putem întâlni în Septuaginta, spre exemplu, în capitolul 4 al cărții Genezei, în versetul 6, atunci când spune, spre exemplu, Scriptura așa, că Dumnezeu a spus către Cain: pentru ce te-ai întristat și pentru ce s-a posomorât fața ta? Pentru ce ai devenit trist? În esență pare, de fapt, să-l întrebe Dumnezeu pe Cain, în momentul în care observă supărarea acestuia, supărare generată oarecum de faptul că Dumnezeu a privit spre jertfa lui Abel și a refuzat oarecum să privească spre jertfa lui Cain. Înțelegem că
Scriptura subliniază în contextul acela din Geneză, din capitolul 4, intensitatea mâhnirii, intensitatea supărării lui Cain, intensitate care îl frământă pe acest atât de mult încât în cele din urmă roaderea internă îl va duce spre a-l duce pe Abel la câmp și în cele din urmă spre uciderea acestuia. În același cuvânt folosit în Septuaginta îl reîntâlnim, spre exemplu, în Cartea Psalmilor și acolo înțelegem că, de fapt, cuvântul devine oarecum, aș putea spune, o marcă a tristeții. Desemnează, în esență, tristețea, pentru că îl întâlnim, spre exemplu, în doi psalmi concomitenți, spre deoparte psalmul 41 și apoi psalmul 42, respectiv versetele 6 din ambii psalmi, care spune așa: pentru ce ești mâhnit, suflete al meu, și pentru ce mă tulburi? În contextul acesta al rugăciunii psalmistului și al privirii interioare pe care o exersează psalmistul, înțelegem, de fapt, că acest cuvânt trimite, cum spuneam, spre tristețea aceea profundă, tristețe care uneori poate deveni în viața omului, de ce nu, soră cu depresia, una dintre bolile comune ale societății contemporane. În Noul Testament, el este întâlnit de două ori. Spre exemplu, în acest context, pe de o parte, când ni se spune că tânărul s-a întristat, în versetul 23 și apoi în versetul 24, unde ni se spune așa că, văzându-l întristat, Iisus a zis că de greu vor intra cei ce au averi în împărăția lui Dumnezeu. Apoi mai este folosit în momentul în care Evanghelia dorește să sublinieze mâhnirea lui Irod, regele Irod, atunci când Salomeie, fiica Irodiadei, cere acestuia capul Sfântului Ioan Botezătorul. Mai apoi îl regăsim în Evangheliile sinoptice, spre exemplu în Evanghelia după Sfântul Evanghelist Matei și în cea după Sfântul Marcu, în contextul în care Mântuitorul Iisus Hristos se retrage în grădina Ghețimanii pentru a se ruga. Și înțelegem că devine oarecum o emblemă, dacă aș putea să mă exprim astfel, a suferinței și tristeții pe care o experimentează Mântuitorul Iisus Hristos în contextul acela sau momentul Sfintelor Patimi, în momentul când intră în grădina Ghețimanii, și spune Evanghelia așa, că întristat este sufletul meu până la moarte. Textul, întorcându-ne la Evanghelia pe care o avem spre lecturare și spre înțelepțire, de ce nu, în bisericile noastre în această duminică, textul de fapt subliniază intensitatea mâhnirii celui care vine la Mântuitorul Iisus Hristos cu scopul de a afla ce să facă pentru a dobândi, pentru a moșteni viața veșnică. Tristețea aceasta pe care o experimentează dregătorul bogat este oarecum o dovadă, în același timp, de ce nu, a regretului pe care el îl simte față de imposibilitatea sau incapacitatea lui de a se rupe de cele materiale, dar în același timp este o dovadă, poate, a sincerității cu care el inițial s-a apropiat de Fiul lui Dumnezeu întrupat. În contextul acesta ne putem gândi cât de ușor tristețea se poate naște, de ce nu, din atașamentul pe care omul de astăzi îl are în mod exagerat uneori și exacerbat față de toate lucrurile materiale care îl înconjoară.